De secole întregi, fetele și femeile din India sunt abuzate în diferite moduri. Recent, o studentă a murit în urma unui viol, situație care a stârnit noi controverse privind drepturile femeilor. Această crimă ar putea afecta și drepturile fetelor nenăscute. Recent, guvernul a anunțat că va lua măsuri împotriva avortului selectiv, care în India ucide zilnic în jur de 7.000 de fete nenăscute. Medicul Prakash Tyagi este zilnic martor la această tragedie. Tehnologia cu ultrasunet a ajuns în toate părțile țării. A devenit mai ieftină, mai accesibilă și cu siguranță a încurajat avortul selectiv. Oficial, avortul selectiv este ilegal, dar situația materială impune această practică, deoarece în multe familii fetele sunt considerate o povară economică. Fetele sunt considerate o povară, pe când băieții sunt cei care vor munci pentru familie și care vor aduce bani în casă. Kavina are 26 de ani, iar situația ei este des întâlnită. În urmă cu câțiva ani a făcut un avort, deși nu și-a dorit aceasta. Aveam deja un fiu, dar când am rămas din nou însărcinată, am descoperit că aveam o fetiță. Presiunea din partea familiei și a satului a fost prea mare și a trebuit să avortez. Acum există speranță că avortul selectiv nu va mai fi încurajat. Guvernul a anunțat că va penaliza medicii care au făcut astfel de avorturi. În jur de 100 de medici vor fi închiși. De asemenea, guvernul indian îi va suspenda sau le va interzice practicarea medicinei.